Sunteți lideri în Superliga în acest moment, 3 victorii consecutive, dar s-a primit gol în această seară. Era 11-le câștigător, dar cu gol astă seară. Da, o autogol. Da, a fost un meci dificil, mai ales în prima repriză, o echipă care se apără bine, o echipă care ne-a închis spațiile până la gol foarte bine și periculoasă pe locuri pe contraatac. Am avut și puțin noroc în prima repriză, sau noroc, am avut un portar bun, da, pe care vreau să-l felicit și cred că în momentul actual e cel mai bun portar din țară. Cum i-a simțit pe jucători așa? În prima repriză v-au mulțumit sau mai sunt de reglat anumite lucruri? Da, nu, pe ansamblu m-am mulțumit. Bineînțeles că atunci când întâlnim o echipă care se apără bine cu două linii, unde nu ai spații, trebuie să mișcăm mingea cât mai repede cu intensitate bună după parte pe cealaltă pentru a găsi spațiu, pentru a-i dezechilibra și a-i face să-și piardă puțin, să spun, distanțele dintre ei. Și bineînțeles cu un joc mai elaborat pe margine. Ceea ce s-a și întâmplat la gol atunci când Costache a atacat foarte bine adâncimea, venind și cu o pasă înapoi pentru Sefer, care a primit și un șut extraordinar. Spunea că îl încurajați foarte mult să șuteze. V-au surprins așa execuțiile sau le vedeți și la antrenament? Nu. Așa cum spuneam și când am venit la Rapid, știu ce calități are Tony. Are un stâng extraordinar și de multe ori îl încurajez să tragă la poartă de cel mai multe ori și de multe ori îl cer că nu se duce aproape de poartă, de multe ori îl prinde larg jocul. Trebuie să vină cât mai aproape de poartă, pentru că atunci când se eliberează piciorul e foarte periculos, așa cum a arătat-o și în seara asta. Mă bucur mult pentru el, avea nevoie pentru moralul lui, se antrenează foarte bine și de aceea și joacă la Rapid. Eu zic că pe ansamblu a fost un meci bun al nostru, mai ales în a doua repriză, când pe locuri am făcut și puțin spectacol, ca să spun așa. Păcat că mi s-a luat golul acela. Acum nu stau să analizez dacă pe drept sau nedrept, dar dacă varul spune că a fost offside, bănuiesc că la momentul șutului era în offside deja, pentru că de-aia l-aș anula. A fost un meci cu de toate, spunea și dumneavoastră, cu o paradă, cu o dublă, cu gol anulat, chiar și cu roșu. V-ați fi mulțumit așa să-l lase Grigore pe Ișvan să treacă chiar cu riscul unui gol decât să ia roșu? Decizia. Bineînțeles că aș fi vrut să judece în altfel Griga acea fază, dar asta e, să mai întâmplă și la jucătorul calibrul lui. Mă bucur că după aia a luat decizia corectă și l-a oprit pe Ișvan, pentru că probabil devenea o situație de unul contra unul cu portarul și cum nu spun că e gol la ce portar avem, avea șanse foarte mari. Rapidul în acest moment este un candidat serios pentru această luptă la titlu? Nu, Rapidul, obiectivul nostru principal rămâne play-off. Suntem momentan, nu s-a terminat etapa, deci nu ne facem prea multe, să spun așa, iluzii. Din contră, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Ne uităm nu totuși pe CSB, are în acest moment două puncte, sunt bun, pe locul 11 cu, și totuși speră la titlu. Nu ne comparăm cu nicio echipă, noi avem parcursul nostru, luăm meci cu meci. Cum am spus, play-off-ul rămâne obiectivul nostru principal și vrem să-l atingem, atâta tot. La ce vă lipsește să vă bateți la titlu? Nu vreau de a ne lipsi ceva, e vorba că nu vrem să ne facem iluzii, nu vrem să iludem suporterii. Avem un parcurs al clubului sănătos, normal, cu o traiectorie bună, dar avem timp în sezoanele următoare să ne luptăm la titlu. Momentan sperăm să scoatem maximum din acest campionat și, cum am spus, e deja începutul unui campionat. Vreau și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că ați văzut că sunt meciuri foarte grele și nicio echipă nu e bătută de la început, deci trebuie să fim foarte atenți și concentrați, așa cum am făcut-o și în seara asta în 99% din timp. Mă bucur că am câștigat 3 puncte mari cu echipă, cum spuneam, care face fază de apărare foarte bună. Ciobanu demoralizat pentru că l-ați schimbat destul de repede, 20 de minute, cum ați gândit? Nu. Ciobi intrase foarte, foarte bine, chiar mi-a plăcut cum începusem să dezvoltăm jocul după introducerea lui în teren. Din păcate, prea să fac, nu aveam cum, îmi pare rău pentru el, dar a înțeles și știe că pentru binele echipei atunci, în momentul ăla, trebuia sacrificat. L-am văzut pe Mățan, vine și Omrani, e nevoie de... Nu, așa cum am declarat, Omrani nu știu nimic. Și nici nu vreau să comentez mai mult.
urmează în etapa următoare Petrolul, din nou așa amintiri frumoase acolo, cum așteptați acest duel? Nu, știu că este un public cald, un public frumos, este și un derby pentru noi, abia așteptăm să jucăm, pentru că sunt meciuri frumoase, lumea vine la stadion, vine și la Ploiești, deci ne așteaptă o atmosferă încinsă, dar sperăm să scoatem maximul din acel meci. Mulțumesc!